Da, Ghezali a fost un jucător poate cel mai important anul trecut la promovarea lui Dinamo, dar acum, dacă nu mai intră în vederile antrenorului, înseamnă că ceva s-a întâmplat cu el. Și atunci e clar că, adică nu cred că el se afla într-o formă bună, era la nivel de a juca la Dinamo și antrenorul a decis să renunțe la el. Apropo de Luminiță, exact cum spunea și Cristi, după ultimul meci, îmbrătățirea jocului Dinamo mai ține acea luminiță aprinsă, dar este micuță. Eu mi-aș dori ca acea luminiță să devină din ce în ce mai mare și Dinamo să înceapă să adune puncte, pentru că până la urmă nu știm cu toții. La fotbal degeaba joci bine, degeaba jocul arată bine dacă nu acumulezi puncte. Pentru Dinamo este destul de târziu, etapele trec. Dacă nu încep să acumuleze puncte, au nevoie de măcar două victorii consecutive pentru a atrage speranțe pentru baraj, pentru că, normal, ca fiind legat de Dinamo, aș suferi din nou să văd Dinamo în Liga a doua, dar cred că și pentru farmecul fotbalului românesc nu ar fi bine ca Dinamo să retrogradeze, dar dacă pe plan sportiv asta se va întâmpla, înseamnă că asta merită și aceasta, dacă vor retrograda a doua oară, nu vreau să ajungă Dinamo, din ce a fost Dinamo, să ajungă cum era la un moment dat, se spunea de Ceahlăul Piatra Neamț, mai râdeam noi între noi că era ABA. Un an în A, doi în B, un an în A. Dinamo nu trebuie să ajungă acolo și trebuie să se întâmple ceva, să se reclădească această echipă, să redevină din nou Dinamo care a fost, pentru că, sincer, că a fost dinamovist, normal că și în continuare sunt dinamovist, dar fost jucător acolo, ca și toți ceilalți și toată sfera dinamovistă, suferă în momentul în care vede echipa acolo și tu ca și suporter, ca și susținător, în momentul în care îi vezi bătându-se la campionat și acum la retrogradare, e diferit. Da, vedem, Lucian, că FCSB și Dinamo sunt la extreme ale campionatului. FCSB pe primul loc, Dinamo pe penultimul. Când tu jucai la FCSB, mă gândesc că lucrurile erau mai echilibrate totuși. Deși, cred că și atunci îi băteați, dar... Bătăm, dar erau mult mai echilibrate, echipele erau mult mai, din punct de vedere al valorii, erau mult mai apropiate. Jucătorii de la Dinamo pe vremea aia erau jucători de calitate care se regăseau și la echipa națională. Sunt de acord și cu Cristi, sunt de acord și cu Lucian. Luminița trebuie să pulpe, fotbalul românesc are nevoie de Dinamo în ligă, în Superliga. Acum depinde și de punctele care trebuie să le acumuleze. Jocul le dă speranțe și mie mi-a plăcut ultima perioadă de când a venit acest antrenor. Se vede ceva schimbat la Dinamo, dar ei au nevoie de mult mai mult decât o mică schimbare, au nevoie de puncte. Noi reușim să le acumuleze, lucrurile se înrăutățesc așa pentru acest